Salutare! Și acum, haide să vedem ce avem în cutia asta. Cum am spus și în short, este un sistem de navigație pentru Fiat Tipo. Luat de pe AliExpress, haide să vedem ce găsim în pachet. Poate avem ceva interesant. Nu știu. Sau poate e unul simplu. Nu știu. Oricum ar fi, putem afla în scurt. Cutia e extrem de simplă, împachetată destul de bine, dacă a rezistat la poșta română, rezistă oriunde. Bun, haideți să scot pachetul. Avem o dată parte de conectică, special pentru Fiat Tipo. Ia să vedem ce avem aici. Bun. Avem antena. Cablu principal, de asta se conectează mașina și aici o să intre în navi. Avem conectorul pentru USB-ul mașinii. Da. Lucru bun, nu toți vin. Ce mai avem pe aici? Dacă nu mă înșel, astea sunt adaptoarele la montură. Astea se strâng și se clipsează navigația în el. Așa. Unitatea CAN. Ce mai avem? Mai avem niște cabluri. N-ați scăpat de cabluri. Încă un set de cabluri. Ia să vedem ce avem aici. Avem încă un cablu USB. Da? Tot așa cu conector de genul. Da? După, ăsta e ca cablu de cameră, de dat cu spatele. Încă un cablu USB. Cam multe cabluri USB. Conectorul pentru 4G. Și dacă nu mă înșel, da, se vede locul de SIM. Deci da, pot să-i pun internet dedicat. Și aici conectică pentru ieșiri analog, ieșiri audio analog. Și ce mai e pe aici? Cred că asta e antena GPS. Da. Antena 4G. Cu conector dedicat. Și un microfon extern. În cazul în care mașina pe care o aveți nu este dotată cu handsfree. În cazul la mea este. Dar cum ăsta e gândit pentru toate modelele, să vedem ce mai avem pe aici. Cum se instalează? Da. Manual de instalare. Fiecare pas, fiecare conector ce face, ce v-am zis eu acum și cum trebuie să facem să-l cuplăm. Da. Display-ul. Da. Bun. Și acum jucăria în sine. Partea pentru care, da, 2 secunde să scot țipla și vedem imediat ce avem aici. Hai. Oricum e foarte bine împachetat. Așa. O pungă într-o altă pungă, dacă nu v-ați prins. După cum am spus. Încă o pungă. Te-am scos o pungă. Și ce să vedeți? Mai avem o pungă. Cam așa arată jucăria. Da, mă puteți vedea. Și avem volumul, meniu și toate cele. Display-ul de 10 inci. Pe spate avem toată conectica. După cum am spus, șuruburile care se pun și o să se fixeze. Deci, chestia asta o să vină ceva de genul așa. Cam așa ceva. Sau invers, nu știu eu încă, o să mă uit în manual exact. Dar ceva de genul. Sau vine în partea asta. Da, așa. Asta e în partea asta, așa se prinde. Exact așa. Și asta se pune, se fixează în spate.
Da. După cum se poate vedea, are și ventilator. Are un ventilator în interior pentru răcire. Conectorul principal, toate conexiunile. Aici avem GPS-ul, wireless-ul, antena de radio. Zic că a ajuns foarte bine la mine. Partea din spate asta este aluminiu, deci va răci foarte bine. Și cam atât. Da, vă mulțumesc pentru vizionare. Revin cu mai multe detalii în curând. O zi bună!